Jurassic cu un nou episod din sala de asmuzi pe serverbg2.vizion.ro și astăzi aici cu Sand King-ul nostru care tocmai ce l-am prezentat în episodul trecut, care are 4K km, numai că episodul trecut s-a auzit ca un căcat, așa că ne vedem din nou aici, bineînțeles, voi mă vedeți pentru o singură dată, eu deja am făcut asta o dată, dar o mai fac o dată, n-are niciun sens. Deci, știți că aveam un comet 25K km, încerc să fiu mai scurt, fiindcă atunci am apucat o zdrace că nu s-a auzit bine. Am dat ăsta, Sand King-ul ăla care l-am luat cu 100K, cu 12K km, am dat pe un comet cu 25K km. Bine, am dat Sand King-ul ăla cu 12K km plus încă 20K pe cometul cu 25K km și mai târziu, adică tot în aceeași zi, l-am luat pe ăsta. Numai că am dat cometul și am primit ăsta cu 4K km plus încă 30K. Deci nu e ca și cum am dat toți apă sau ceva. Nu, chiar deloc, nu mi-am bătut un joc de nimeni. Dar bă, a fost un weekend productiv, bă. Chiar foarte productiv. Am mai avut eu weekenduri de astea când am făcut profit 250K la o casă în într-o zi, deci dimineața am luat-o, seara aia am luat-o, eram dată, eram pana mea. Bun. Da. Nu știu ce fac pe aeroport. Poate găsim un avion și vă arăt cum se conduce avionul. Op. No. Bun. Ar trebui să cumpăr și un avion, bă, oare e scump? Oare poți? Cred că poți. Vreau și un avion, așa. Engine. Stai că face prea urât. Așa. Rum. Că nu văd nimic când bag. Bă, dar ce aiurea merge ăsta, bă. Da, dar o să prindem o leacă de viteză. Opa, bă, băiatule, bă. Opa, așa, bă. Hai să ne ridicăm sus. Mai sus. Și acum facem-o de asta. Ia uitați aici. Talente, multitalente. Ia, scriem pe cer ceva. Nu, că în curând mă prăbușesc, asta e clar. Eu v-am zis că-s talentat, bă. Nu. Direct muie mi-am luat. Bene. M-am uitat și o să văd cine e online la ora asta. Că doar de ce să primesc eu payday, că ce pula mea. Bun. Deci m-am demonstrat și cât de bonus la pilotat. La pilotare! Aoleu, dar ce anunț interesant a avut Cosmin ăla. E foarte inteligent. Comentariul lui. Este un anunț, măi, nu e un comentariu, un anunț, măi, scuze. Bă, sper să se audă bine, că dacă nu se audă nimic din episodul ăsta, eu nu mai fac nimic, bă, știți cum? Direct închid acetăt și nu mai filmez. Gata. Clar. Boss Gabi, care zicea că mă bagă și pe mine în clan, cumva. Salut! Bă, o nimeri și asta odată când filmez. Și de data asta filmez. E full la plan. Da. Bun. Da. Ok. Ce să mai zicem noi aici? Aș putea să dau și eu un rob. Dar n-am cu cine.
Pot să vii să mai de la jail, să fiu cu tine cu mașina. Bă, norocul lui că s-a aproape. E foarte aproape. Dar nu pe acolo, că pe acolo nu poți. Pe aici fim inteligenți. De ce să nu fim inteligenți? Cum să zici fim inteligenți? Nu, am luat-o prost. Bun. O luăm așa. Ok. ID din 69. Mai am 200 de secunde. Bă, dar nu știu ce vorbesc eu, aici 20 de secunde ca să umplu tot, bă. Chiar nu știu, bă, și era vorba că filmez cu cineva, bă. Momentan nu-i zic numele, fiindcă nu știu dacă. Așa. Și era vorba că filmez și eu un episod cu el, adică filmăm și dacă filmam cu el, el e mai hiperactiv, așa și vorbește mult, deci mai umpleam și noi timpul ăsta care eu stau și mă gândesc, bă, ce căcat să vorbesc, bă, ce să mai zic? Sună chiar bine Boss de Wizard Ro. Da, sună chiar bine. Sună chiar foarte bine, măi. Bă, nu știu. Complicat. Chiar nu mă uitam niciodată ce level are Gabi. Slash ID. Probabil că numele lui e pus boss acolo deja. Boss. Prea mulți jucători. Gabi. Are level 19. Mai am 250 secunde. Bă, dar la asta secundile cresc, bă, ce căcat. Noroc cât mai filmez. Acum. Stai, ieși eu. Acu. Ce noroc pe ăștia, bă, fix când filmez, bă, fii atent cât noroc pe ei, bă. Numai fii atent cât noroc pe ei. Mă aștepți? Da, man. Nu mai răspund la telefon, fiindcă mă enervează că nu pot să răspund la SMS-uri. Da, bă. Uite, de la asta, de la Baxstad, bater ăsta care are, că, din câte știu, level 40. De la ăsta am luat Sanking-ul ăla cu 12K km, l-am luat cu 810, l-am luat la prețul corect, din câte știu eu și așa. Da. Nu știu. Culorile la mașină, la Sand King, dacă observați, așa e voi, îs mai clare. Adică se vede mașina, nu se mai vede încețoșat de detaliile și așa. E vorba de un mod, e ușor de instalat, aveți linkul de la forum în descriere. Cineva mi-a zis să pun și restul modurilor în descriere. Păi, singurul mod care îl am e HUD-ul, HUD.txt, care pot să-l pun într-un link de Mediafire și să-l pun în descriere, să-l descărcați direct de acolo și să-l puneți în fișierul Models din GTA San Andreas, din Rockstar Games sau unde ați instalat voi San Andreas-ul. Ce moduri mai sunt? Cleo VT4.3, dacă aveți monitor Full HD. Asta nu știu de unde să vi-l dau, dar știu că m-am chinuit destul de mult să fac jocul să se vadă bine pe Full HD, adică să nu se deformeze mapa și cu pumnul de sus și așa. Chiar dacă data și cu scrisul totul sunt deformate, se vede cât de cât ok și na. Bă, dar mă disperă microfonul ăsta că nu stă bine aici. Bă, bă. Am pușcanul ăla. Aici e safe zone. Nu înțeleg cum îmi pușcă ăla în polițist. Chiar nu înțeleg cum îmi pușcă în polițist, în fine. Bă. Ok, am vrut să văd dacă se aude bine pe filmarea aia altă și dacă mai are rost să vorbesc, fiindcă o să fie un episod ceva mai lung ăsta și vreau să vorbesc în continuare despre clan.
plănuiesc să intru în clanul boss, pentru că clanul în care eram eu înainte nu mai e activ și eu ca prostul am dat clan resign și am ieșit, deci da, fine. Fine așa. O să intru în clanul boss și e fain acum că e faza cu clan zones, adică zonele fiecărui clan și gen scrie acolo numele clanului și așa. Chiar dacă scrisul ăla nu arată gen graffiti și ar trebui să fie gen că comanda e spray și trebuie să arate ca un tag al fiecărui clan, dar na. Hai da sus. Asta nu mă vede chior. Haide! Bun. Hai să vedem ce facem. Deci o să intru în clanul boss, care deocamdată e full, dar odată ce iese cineva din clanul boss, o să intru eu și dacă sunt locuri, puteți să intrați și voi. Nu e nicio treabă. Rentul l-am la Find House 508. Dacă nu greșesc numărul, uitați acolo pe mapă cu verde. Sunt și avocat dacă vreți să oficiez divorțuri, da, bineînțeles. Sunt și avocat și distribuitor de droguri și distribuitor de toate. Wizard, bagă-te în lăvă, de ce? E mult regulament și de învățat alea. Da, deci am făcut Sand King-ul ăsta praf, trebuie să nu se repar. Bă, mi-e foame, bă! Mi-e foame rău! Nu! Bine, mă uitam într-o parte, doamne! Mă uitam la microfon să dacă stă bine și stă cam aproape de gură. Da, mi-e bai. Da, bravo, biciclistul e. O, dar cum merg eu pe contrasens? Când aveai Banshee? Ce? Asta e bolul. Sună un telefon, dar nu mă duc acum să răspund, o să răspund după aia. Bun. Haideți că am vorbit despre destule chestii când era Sand King. Acum câteva zile. Chiar nu mai știu pe ce dată l-am luat. Adică nu țin minte detalii de astea, știu doar că l-am luat așa e. Cu nesimțire maximă și cu țeapă, adică nu tot țeapă. Și am primit țeapă, adică. Cu Slam venul ăla cel puțin am dat 500 pe el și am luat 400 și ceva, deci căcat. Haideți că încheiem aici filmarea și mai rămân eu cu Gabi și mai vedem ce mai facem aici pe Sam. Până data viitoare, țineți minte să nu faceți afaceri cu mine și puteți apăsa butonul de like și cel de subscribe. Mamă, cum o sunat asta pronunțat în engleză, ești nebun?